Asta este viziunea de ansamblu a locului pe care noi îl pescuim. Un loc foarte interesant, cu foarte, foarte, foarte multe variante. Un canal în stânga, un canal în dreapta, niște insulițe în față, niște locuri senzaționale undeva pe partea dreaptă. Adâncimi variate, praguri, dar am prins niște pești frumoși aici, așa că totul e fantastic. Ne pregătim să schimbăm lansetele, să împrospătăm momelile. Foarte probabil vom schimba direct monturile. O să mergem cu monturi gata făcute, armate cu momeală deja. Le vom schimba acolo direct ca să economisim un drum. Punem niște cârlige noi pentru că oricare din peștii care vor trage pot să fie peștii record, peștii pe care îi visăm, și atunci un cârlig nou cu siguranță ne ajută. O să vă arăt cum facem montura, care sunt materialele pe care le folosim, momelile, și o să vă explic în mare de ce folosim genul ăsta de monturi. Am ales să folosesc niște cârlige Fox numărul 4, S4XS. S4XS este cârligul S3, dar extra strong, făcut dintr-o sârmă ceva mai tare, care se pretează pescuitului de forță pe care îl facem noi aici. Pescuit cu fir textil cap-coadă, avem nevoie de un cârlig foarte puternic. Așadar, am un cârlig numărul 4. De ce numărul 4? Consider că dacă este destul de suficient de puternic cârligul, numărul 4 este o mărime intermediară. În ultimele partide am început să folosesc cârlige ceva mai mici, rezultatele au fost bune. Nu știu dacă mărimea cârligului a contat atât de mult, dar am decis că am nevoie de un cârlig numărul 4. Ei bine, firul cu care voi lega cârligele este un fir textil de 100 de livre, rotund în secțiune. De ce folosesc un fir de 100 de livre? Pentru că grosimea lui îl face să fie foarte rezistent la abraziune. Sunt convins că am putea scoate pești și cu un fir de 25-30 de livre, dar pentru că pragurile pe care le folosim sunt pline de scoici, am ales un fir foarte, foarte puternic, foarte rezistent la abraziune. E vorba de firul acesta de 100 de livre, care poate fi un pic cam gros pentru a lega cârlige, dar cu un mic truc o să vă arăt cum reușim să legăm un cârlig numărul 4 cu un fir de 100 de livre. Ei bine, voi face un nod fără nod, care are o particularitate. Pentru asta am nevoie de momeală să stabilesc lungimea firului de păr. Aici pe croșetă am un pop-up de cranberry de 14 mm, foarte bine uscat. Aici am bilele de cârlig CPK XXL de 16 mm pe care le folosesc, și ele au fost uscate suplimentar. Aleg o bilă de 16 mm. Am aici pop-up-ul de 14. Bun, voi avea practic un snowman format dintr-o bilă scufundătoare de 16 mm și un pop-up de 14 mm. Ele se împerechează foarte bine. Pop-up-ul de 14 mm nu o să ridice bila, doar o echilibrează. Deci totul este perfect ca la carte. Am introdus firul prin ochetul cârligului și acum, la o montură clasică, urmează să facem bucla firului de păr. Ei bine,
acea buclă a firului de păr la montura mea nu va exista, acel nod nu va exista, pentru că nodul făcut acestui fir de 100 de livre va fi foarte, foarte mare și riscăm să spargem bila de 16 și povapul de 14 mm pe care le folosim. Așadar, eu am ales să folosesc un fir de păr dublu, fără nod, astfel reglez lungimea firului de păr, pun firul în două, îl reglez cam asta este distanța. Cel de-al capătul firului va rămâne lipit de tija cârligului și va fi prins sub matisajul firului de păr. În principiu, 6 ture matisez. Firul de păr este prins aici, aranjez spirele un pic. Tai firul, dacă sunt suficient de norocos, dacă firul s-a aranjat bine, voi putea să-l bag prin ochietă. Ei bine, nu sunt norocos și aici vă voi arăta trucul. El nu intră prin ochet pentru că dimensiunea cârligului, numărul 4 fiind, nu permite un ochet foarte, foarte larg. Firul nostru este de 100 de livre, ceea ce este anormal pentru acest gen de cârlig. Bun, am aici niște opritoare de silicon clasice pe care cu toții le folosim în mod normal. Pentru genul ăsta de montură nu am nevoie de un astfel de opritor, o să vă explic mai târziu de ce. Ei bine, am una din sârmulițe liberă. Introduc sârmulița prin ochetul cârligului din față spre spate. Sârmulița este introdusă prin ochetul cârligului. Încerc să o desfac un pic cu croșeta, merge mai greu. Bun. Și firul cu care am legat, capătul monturii, practic, îl introducem prin sârma aceasta de la opritoare. Tragem trăgând de fir. El este introdus prin ochetul cârligului și montura noastră, nodul fără nod, este legat. Arată așa. Bun. Pentru a da un pic de agresivitate monturii, am hotărât să folosesc Liney Liner. Este Liney Liner de la CPK, este acel manșon de cauciuc care oferă o curbură în plus cârligului. Voi folosi un Liney Liner. Bun, pentru a-l introduce pe cârlig, pe firul nostru, am nevoie de o croșetă. Va trebui să o eliberez pe asta de aici. Bun, deci avem momeala, o bilă scufundătoare de 16 mm, uscată ceva mai bine decât în mod normal, un pop-up de 14 mm, am aici firul de păr dublu. Aici undeva ar trebui să găsesc opritoare. Am un opritor, firul de păr. Punem opritorul și tragem momela până în capătul firului de păr ca să se blocheze. Vă spuneam un pic mai devreme că nu avem nevoie de opritor siliconic aici pe firul de păr. El fiind format din două fire foarte, foarte groase, este suficient de gros astfel încât nu permite bilelor
să se distanțeze, deci am renunțat la biluța de silicon de aici, astfel montura noastră devine mai simplă. Înainte să-i punem liner-linerul, arată așa. Avem nevoie de o croșetă cât mai fină dacă se poate, pe care o vom introduce prin gaura din capătul subțire al manșonului de cauciuc. Vom trage acest manșon de cauciuc pe firul nostru și ca el să intre repede pe tija acrilicului trebuie să umezim un pic nodul. El trebuie să intre un pic forțat. Îl tragem peste primele câteva spire. Bun, e în regulă. Este aliniat. Într-un final, montura noastră arată așa. Este o montură clasică, Snowman, un cârlig numărul 4 Fox S4 Kuro, varianta XS, adică extra strong. Cârlig este nou, ascuțit manșonul, liner, firul. În capătul firului, considerăm că montura va avea undeva la 30 30-35 de centimetri. Voi face o buclă, un nod dublu. Am nevoie de buclă pentru că folosesc un sistem de schimbare rapidă a acrilicului cu o agrafă rapidă. Strâng bine bucla, tai surplusul de fir. Niciodată nu tai surplusul de fir de lângă nod. Pe măsură ce firul se strânge, se umezește, în drill el se va strânge și nu vreau se va strânge suplimentar și nu vreau să risc, astfel 3, 4, 5 mm de fir nu deranjează pe nimeni niciodată. Asta este montura. Din păcate, firul pe care l-am ales pentru confecționarea monturii este plutitor, ceea ce ar putea să nu fie pe placul peștilor, astfel voi alege să-l lestez. Pentru a-l lesta voi folosi putty, este o pastă de plumb. Am nevoie de o bucată destul de mică, pe care va trebui să o frământ un pic între buricele degetelor. Ea se înmoaie. Acum are consistența plastelinei. Se înmoaie. De aici cred că pot să fac chiar două lesturi. Și practic o astfel de bucățică de pastă de plumb o voi pune pe fir. Ne amintim cu toții când pescuiam la plută pe vremuri cu foiță de plumb, procedura e în mare aceeași. Important de știut este că această pastă, după ce se răcește, pe ea am încălzit-o frământându-o între degete, după ce se răcește devine foarte, foarte rigidă și nu o să cadă de aici în timpul drillului sau în timpul lansărilor, dacă este cazul. Avem o astfel de greutate, am să o pun și pe cea de-a doua. Procedura e foarte simplă, această pastă puteți să o refolosiți și mie mi se pare foarte eficientă pentru că nu tot timpul firele pe care le folosim pentru legat sunt sinking, adică scufundătoare și câteodată peștii pot fi suspicioși la vederea firelor plutind în apropierea fundului, în apropierea momelii cu care încercăm să-i păcălim. Ei bine, așa arată montura noastră. Aici este cel de-al doilea lest. În capăt este o buclă mare, nu vreau să mă chinui când o schimb. Este o montură foarte, foarte puternică.
mai lungă decât monturile pe care le folosim în mod normal, pentru că este o alegere personală. Îmi place să folosesc monturi lungi atunci când plantez. Mi se pare că momeala care este mai departe de ansamblu plumb clips pentru plumb pierdut este mai eficientă decât o momeală foarte apropiată de plumb, cu toate că noi folosim plumbi care credem noi că se camuflează bine pe fundul apei. Asta este montura. Mai târziu, când o să mergem să schimbăm monturile, o să vă arăt cealaltă parte a ansamblului cu care încercăm să păcălim peștii, lidcorul, clipsul, plumbul pierdut, și o să vă arăt și câteva detalii legate de alegerea locului și de utilizarea sonarului. Pentru că aici pe Rainbow peștii înconjoară lacul, au un traseu bine stabilit. Bun, aici apa deja are 4 metri, cu toate că suntem foarte, foarte aproape de mal. Aici se poate vedea coroana unui alt copac, dar acest copac nu ne interesează, pentru că fizic nu am putea să scoatem un pește de aici dacă am avea trăsătură. Canalul începe cu apa adâncă de 2 metri jumate. Există o cădere, uitați pe această cădere, pe acest prag, este plin de copaci, rădăcini, pe care într-un fel sau altul va trebui să le evităm. Ei bine, încă un prăguleț și mergem până pe partea cealaltă a canalului, unde există de asemenea niște copaci căzuți care teoretic oferă adăpost peștilor. Noi am stabilit să pescuim copacul de pe malul nostru. A produs pește, știam de locul ăsta, așa că am considerat că e bine să-l folosim. E un loc consacrat. O să încerc să trec acum cu sonarul iarăși peste copac. Este pragul pe care l-am văzut mai devreme, dar în sens invers. Acum urcăm pe prag. Tot ce se vede aici sunt agățături, crengi, și copacul nostru în sens invers de data asta. Copacul nostru în întregime. Asta deja este trunchiul. O agrafă rapidă aici, pentru că îmi place să schimb repede forfatul în caz de nevoie. Un plumb de 300 de grame. Aici este lidcorul, este un fox, culoare camuflaj, 45 de livre rezistență, și o să încerc să vă arăt dacă se va vedea pe filmare. Aici pe tamburul mulinetei am 15 metri de înaintaș mono. Fox este un snag leader excelent. Aseară, în timpul unui drill, am reușit să smulg o rădăcină de copac. Peștele era agățat de acea rădăcină de copac. Am reușit să smulg rădăcina copacului și am scos și peștele. E vorba de un înaintaj de 0,60, culoare camuflaj, unul dintre cele mai bune fire de înaintaj pe care le-am folosit până acum. Aici e copacul nostru. I-am văzut crengile pe sonar încă o dată. De fiecare dată vreau să mă asigur că am poziția ideală oarecum. Încerc să caut poziția ideală. Nu vreau să plantez în crăcile copacului. Da, am să încerc să poziționez montura chiar sub la sfârșitul coronamentului. Sper că am reușit. O mână de bile și plecăm acum către mal, către locul unde voi poziționa lanseta. În momentul în care peștele trage, sesizăm trăsătura. Eu de la mal voi trage
încercând să scot peștele, să îndepărtez peștele de copac. Cotorul lansetei, care este legat cu doi șoricei folosiți pentru cablurile electrice și bine, bine ancorați aici. Ideea este că frâna mulinetei este strânsă. Nu vrem ca peștii să-și ia foarte, foarte mult fir atunci când trag, pentru că există posibilitatea să intre în agățăturile lângă care am plantat momelile. Hangerul are totuși o mică cursă, pentru că senzorul trebuie să sune atunci când trage. Mai mult de atâta, peștele nu poate să întindă firul, dar are nevoie de acești câțiva centimetri pentru ca senzorul nostru să sune. Asta e lanseta. Poziția ei este cu vârful un pic ridicat, pentru că asta ne ajută foarte tare atunci când trebuie să trecem cu barca pe sub lansete sau printre lansete în timpul drillului, în timp ce ne întoarcem cu barca la mal. Happy Angler!